like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Salut! Astăzi vă prezint motocicleta, cross-ul sau capra, cum zic alții, cu care am mers data trecută. Este o Yamaha IZF, are un motor de 400, e din 98, cred, cam așa. După cum v-am zis, nu este a mea, este o motocicletă împrumutată la un prieten. Ce să vă mai zic, cauciucurile sunt normale cu camere, au aer în ele, are 4 trepte, nu știu câți cai, kilometrajul are vreo 958 de km, nu dați seama că nu-s reali, n-are cum. Ca pornire la motocicleta asta, de ce am pornit-o greu data trecută, este că are un, decompresor. Când o pornești, viteza nu e viteza, e pe liber, tragi de manetă, de asta ca să dai de câteva ori, până se blochează. Apoi de la decompresor, mai dai un pic. Și apoi dai până la foc. Vă dați seama că nu ia mereu. Dar din a doua loc. Este o motocicletă foarte confortabilă. Aripa e un pic cam într-o parte. Nu pot să vă dau prea multe detalii și tehnice, chestii, fiindcă nu habar n-am despre ele nimica. Eu doar m-am plimbat cu asta. Îmi place mult motocicleta cum se simte, e foarte confortabilă. Și altuia, eu plec încet în moment, da? Na, v-am zis. Să începem. Asta a fost prima motocicletă cu care am mers. Am mai mers eu cu scutere, dar cu motociclete nu. O să zic că m-a descurs destul de bine, nu?
ce n-ar putea. Mergem încet. Da, interesant, aici pentru off-road și motoare din astea. E foarte interesant. Cum zicea și prietenul care are motoarele astea, mi-a plăcut destul de mult face. Motoarele, scuze, motorul, am să zic. Al doilea motor îl vedeți zilele următoare, pentru să-i fac un review ăla. Am să-i fac un review la celălalt motor, care este mai puternic, mai ușor și mai profi decât ăsta. Ăsta e cumva, merge și o plimbare cu ăsta. Ăla la altul nu merge plimbare. Ăla la altul e făcut să te uiți pe deal, să cobori, băi, să sari cu el, să zbori după el, să te lase pe jos. Da, de asta îmi place mai mult asta. Hai să cobor pe aici. Dorni, copilul la poartă casă, nu numai eu. Salut! Deci, lumea poartă casă și nu merge pe motor. De la motor, fiindcă eu nu prea sunt învățat timp, nu prea sunt învățat cu ambreiajul de la motor. E ciudat să-l ai la mână și nu la picior.
Dar cred că v-ați dat seama, cunoscătorii cred că și-au dat seama deja că e 4 pin după sunetul motor. Era un motor în schimb, are motor în 2. Care este mai brutal ca ăsta. E mai... ciudacică motorul ăla. O să trec pe aici? Deci valea asta a secat de tot. Mai a făcut vale pentru animale. Și asta pentru că a avut mai mult îngrășăminte. Se și vede cum a fost dat îngrășăminte. Aici văd că nu-i semănați. Thank you.
acasă. Asta înseamnă că aici se termină acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Poate vreți mai multe videoclipuri de genul, dar motoarele astea nu o să fie ultim pe mâna mea. Deoarece, după cum vedeți, le folosesc. Nimănui nu-i convine să-i folosesc motor. Da. Până data viitoare, spun la treabă și Paște fericit, dar voi să vedeți simulețul ăsta după Paște. Asta e. La revedere!